ziua tuturor, bine ați venit și vă mulțumesc că ați răspuns convocării noastre. Așadar, se convoacă Comitetul Local pentru Situații de Urgență în data de 16 martie 2017, orele 10, în sala de ședință a Primăriei Municipiului Roman, cu următoarea ordine de zi. Prezentarea planului de măsuri pentru salubrizarea cursurilor de apă, căilor de comunicații, verificarea stării de igienizare a cursurilor de apă și a căilor de comunicații în Municipiul Roman și adoptarea hotărârii Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Punctul 2. Prezentarea planului de măsuri pentru reducerea numărului de incendii generate de arderea de miriș, vegetație uscată și resturi vegetale. 3. Analiza activității desfășurate Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Roman în anul 2016. 4. Stabilirea măsurilor privind informarea permanentă a populației cu privire la măsurile urgente ce trebuie aplicate. 5. Discuții. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Hotărârea numărul 3 din 16 martie 2017 privind aprobarea măsurilor pentru salubrizarea localităților, cursurilor de apă și a căilor de comunicații în Municipiul Roman. Comitetul Local pentru Situații de Urgență hotărăște articolul 1, se aprobă programul de măsuri pentru salubrizarea localităților, cursurilor de apă, precum și realizarea și întreținerea șanțurilor și rigolelor, în vederea asigurării scurgerilor apelor mari și a căilor de comunicații din Municipiul Roman, prevăzut în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Articolul 2, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre tuturor autorităților și persoanelor interesate. Ca și plan de măsuri pentru salubrizarea cursurilor de apă, căilor de comunicații, precum și pentru realizarea și întreținerea șanțurilor și rigolilor, în vederea asigurării scurgerilor apelor mari în Municipiul Roman, propunem informarea operatorilor economici și a populației privind interzicerea depozitării materialelor și deșeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apă sau în locuri neamenajate și neautorizate, precum și despre sancțiunile ce se vor aplica în cazul nerespectării acestor reguli. Răspunde șef SVSU, Ursu Daniel, termen 17 martie 2017. Punctul 2. Analizarea privind depozitarea necontrolată a deșeurilor și identificarea lor, aprobarea asigurării colectării, transportului și depozitării deșeurilor. Răspunde inspectorul de mediu Corsanu Irina, șef SVSU Ursu Daniel. Termen permanent. Punctul 3. Salubrizarea și degajarea cursurilor de apă de obstacole care pot împiedica curgerea apelor, materialele noase și deșeuri. Răspunde șef SVSU Ursu Daniel și administrator MHC Negrescu Vasile. Termen 31 martie 2017. Punctul 4. Asigurarea secțiunii de curgere a apelor pluviale prin curățarea șanțurilor și rigolilor, podurilor și podețelor. Răspund inspectorul de mediu Scorțanu Irina, șef SVSU Ursu Daniel. Termen 31 martie 2017. Desființarea depozitelor de gunoaie de pe malurile cursurilor de apă, altele decât cele special amenajate în acest sens. Răspunde șef SVSU Ursu Daniel. Termen 31 martie 2017. Punctul 6. Completarea stocurilor de materiale și mijloace pentru intervenție în situațiile de urgență generate de inundații și fenomene meteorologice periculoase. Răspunde inspectorul de protecție civilă, Capșa Marius. Termen permanent, în funcție de apariția fenomenelor meteo periculoase. Punctul 7. Verificarea persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul exploatării forestiere, în vederea verificării modului de gestionare a deșeurilor rezultate în urma proceselor tehnologice. Răspunde inspectorul de mediu Scorsanu Irina. Termen permanent. Punctul 8. Pregătirea populației pentru a cunoaște regulile de comportare în caz de inundații și alte situații de urgență, antrenarea acesteia de a participa la acțiunile de prevenire și afișarea la sediile primăriei și a școlilor a regulilor de comportare în astfel de situații. Răspunde inspectorul de protecție civilă, Capșa Marius. Punctul 9. Executarea unor acțiuni de salubrizare a localității în cooperare prin implicarea elevilor din ciclu gimnazial și liceal. Răspund inspectorul de mediu Scorțanu Irina, termen 31 martie 2017. Dacă în legătură cu această hotărâre sunt discuții. Dacă nu, supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Hotărârea numărul 4 din data de 16 martie 2017. Articolul 1. Se aprobă planul de măsuri pentru reducerea numărului de incendii generate de arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale prevăzut în anexa la hotărâre.
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre tuturor autorităților și persoanelor interesate. Vă spun atenție, planul de măsuri pentru reducerea numărului de incendii generate de arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale. Punctul 1. Informarea permanentă a populației prin modalitățile avute la dispoziție, posturi locale de televiziune, etc., cu privire la măsurile urgente care trebuie aplicate. Prevederile referitoare la măsurile de prevenire specifice pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale cuprinse în dispozițiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale, aprobate prin Ordinul Comun al Ministrului Administrației și Internelor și al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, numărul 65/579/2008. Interzicerea arderii miriștilor și resturilor vegetale pe terenurile arabile și a vegetației pajiștilor permanente, conform Ordinului Comun 30/147/2010, monitorizarea modului de respectare de către fermieri a bunelor condiții agricole și de mediu referitoare la arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil și la arderea pajiștilor permanente. Răspunde șef SVSU Ursu Daniel și inspectorul de protecție civilă Capșa Marius. Punctul 2. Angrenarea reprezentanților bisericii, având în vedere influența pe care aceștia o au în rândul populației, în activități specifice de informare preventivă a cetățenilor, cu prilejul slujbelor religioase, asupra interzicerii utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor agricole și a curților. Răspunde șef SVSU Ursu Daniel. Executarea de controle prin intermediul componentei preventive a SVSU asupra modului în care sunt respectate prevederile cuprinse în normele generale de apărare împotriva incendiilor și dispozițiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriși, vegetație uscată și resturi vegetale. Răspunde șef SVSU Ursu Daniel. Aplicarea sancțiunilor conform HGR 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, în cazul în care nu sunt respectate măsurile de apărare împotriva incendiilor. Răspunde șef SVSU Ursu Daniel. Arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale se va executa numai după obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor, numărul 163/2007. De la această prevedere sunt exceptate arderile vegetației uscate și a resturilor vegetale din cadrul gospodăriilor cetățenești. Permisul de lucru cu foc nu se va emite pentru acele lucrări care urmează a fi executate pe terenuri care sunt traversate sau sunt amplasate la o distanță mai mică de 10 metri față de linii aeriene de medie și înaltă tensiune, conducte de transport, gaze naturale sau produse petroliere. Răspunde șef SVSU Ursu Daniel. Pregătirea personalului, tehnicii și a materialelor pentru executarea oportună a intervențiilor în cazul arderilor de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale. Răspunde șef SVSU Ursu Daniel. Informarea asociațiilor agricole asupra interdicției utilizării focului deschis pe terenurile agricole, în conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului și Pădurilor, numărul 30/147/2010, pentru aprobarea bunelor condiții agricole și de mediu în România. Răspunde inspectorul de protecție civilă, Capșa Marius. Creșterea nivelului de pregătire a membrilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență, în vederea îndeplinirii cu profesionalism a misiunilor de prevenire și intervenție. Răspunde șef SVSU Ursu Daniel. Dacă privitor la această hotărâre cu planul de măsuri sunt discuții. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Vă mulțumesc. Vom emite și un comunicat de presă. Vi-l supun atenției. Municipiul Roman, Serviciul pentru Situații de Urgență, măsuri de prevenire a incendiilor cu ocazia curățeniei de primăvară. Este interzisă efectuarea igienizării și a curățeniei de primăvară prin arderea resturilor menajere, a furajelor sau a vegetației uscate din grădini, curți, islazuri, terenuri agricole, baze furajere, fără permis de lucru cu foc deschis. Se interzice depozitarea sau arderea resturilor rezultate în urma curățeniei de primăvară pe domeniul public al municipiului Roman.
Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 de metri față de locurile cu pericol de explozie, gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi, respectiv 10 metri față de materiale sau substanțe combustibile, lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare. Este interzisă depozitarea materialelor lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau inflamabile, butelii, bidoane cu produse petroliere, în podurile locuințelor sau în magazii, șoproane sau alte spații fără mijloace de prevenire și stingere a incendiilor. Nerespectarea măsurilor menționate mai sus constituie contravenție și se sancționează conform legislației în vigoare. În caz de incendiu, apelați numărul de urgență 112. Vreau să vă aduc la cunoștință și hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind aprobarea programului pentru salubrizarea localităților, cursurilor de apă și căilor de comunicații. Se aprobă programul pentru salubrizarea localităților, cursurilor de apă și a căilor de comunicații din Județul Neamț, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. Primarii vor convoca în ședință extraordinară până la data de 17 martie comitetele locale pentru situații de urgență în vederea stabilirii măsurilor specifice de aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. Primarii, în calitatea lor de președinți ai comitetelor locale pentru situații de urgență, vor asigura întocmirea și transmiterea la dispecerul Inspectoratului pentru situații de urgență Petrodava al județului Neamț și la sistemul de gospodărire a apelor Neamț, rapoarte operative despre orice situație de urgență produse, efectele acesteia și măsurile întreprinse pe plan local, precum și solicitările de sprijin. Așa cum ați văzut, noi ne-am reunit în termenul prevăzut de această hotărâre pentru a aproba și noi la nivel local cele două hotărâri care sunt importante în această perioadă a anului. Dacă punctul 3 avem analiza. Da. La punctul 3 pe ordinea de zi avem analiza activității desfășurate de Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Roman în anul 2016 și aici am să-i dau cuvântul Inspectorului de Protecție Civilă, domnul Capșa Marius. S-a executat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ordonanța de urgență 21/2004 privind sistemul de management al situațiilor de urgență, aprobată prin legea numărul 15/2005 și hotărârea de guvern 1491/2004 pentru aprobarea regulamentului privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea, dotarea comitetelor și cetelor operative pentru situații de urgență. Pentru gestionarea situațiilor de urgență în 2016, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a monitorizat evoluția situației operative, prelucrând toate informațiile și datele, asigurând măsurile specifice pentru completarea și actualizarea bazei de date cu privire la efectele dezastrelor, acțiunea întreprinse, întreprințarea forțelor și mijloacelor pentru protecția populației, reducerea pierderilor materiale și revenirea la stare de normalitate. Întreaga activitate a Comitetului Local pentru Situații de Urgență a vizat eficientizarea acțiunilor de prevenire și creșterea capacității de reacție în situații de urgență. În urma procesului de prelucrare a datelor și informațiilor, pentru realizarea unui management unitar, au fost elaborate și înaintate informări către Centrul Local Național Județean și a operatorilor economici surse de risc. În scopul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a organizat și desfășurat 6 activități specifice în 2016. În data de 20 ianuarie 2016, ședință extraordinară, informarea asupra situației create ca urmare a identificării unui imobil care prezenta pericol public și analiza activității desfășurate în anul 2015, 3 martie 2016, prezentarea planului de măsuri pentru salubrizarea cursurilor de apă, căilor de comunicații, verificarea stării de igienizare a cursurilor de apă și a căilor de comunicații în municipiul Roman și a doua ședință cu tema prezentarea planului de măsuri pentru reducerea numărului de incendii generate de arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale. 25 mai 2016, prezentarea planului de măsuri pentru prevenirea și operativa
va gestionarea situațiilor de urgență privind limitarea efectelor inundației dilor de Sedinta. 28 septembrie 2016, stabilirea măsurilor privind executarea acțiunilor de intervenție privind limitarea și înlăturarea urmărilor cutremurilor în zona Vrancea, concepția exercițiului cu acțiune simplă pentru antrenamentul de specialitate a Comitetului Local. În 31 decembrie, stabilirea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor pe timpul organizării unui joc de artificii cu articole pirotehnice pe data de 31 decembrie, ora 23:45, în parcare din fața primăriei municipiului Roma. În urma ședințelor extraordinare au fost adoptate 6 hotărâri în care au fost stabilite măsuri organizatorice și operative pentru gestionarea corespunzătoare a situațiilor de urgență, care au constat în serviciul voluntar al municipiului Roman m-a informat despre prevederile referitoare la măsurile de prevenire specifice de tipul utilizării focului deschis la arderea de mire și vegetație uscată și resturi vegetale, monitorizarea modului de respectare de către fermieri a dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor, pregătirea personalului, tehnicii și materialelor pentru executarea oportună a intervențiilor în cazul arderilor de mire și vegetație uscată și resturi vegetale, pregătirea spațiilor de cazare a populației și depozitarea bunurilor în cazul în care se dispune evacuarea și asigurarea cazării provizorii, completarea stocurilor de materiale și mijloace pentru intervenție în situațiile de urgență generate de inundații și fenomene periculoase, afișarea la sediile, primăriile și a instituțiilor din subordinea Consiliului Local a unor materiale preventive referitoare la riscul scăldatului în locuri amenajate, montarea de plăcuțe avertizoare referitoare la riscul de EMEC în zone cu grad ridicat de pericol ale cursurilor de apă, identificare de surse suplimentare de alimentare cu apă a localității și asigurarea cisternelor pentru transportul la nevoie a apei pentru populație, participarea cu forțe și mijloace la acțiunile de limitare și înlăturarea urmărilor inundațiilor pentru a salvarea oamenilor și bunurilor materiale. Conform atribuțiilor ce îi revin, Centrului Cooperativ cu Activitate Temporară a asigurat convocarea Comitetului pentru Situații de Urgență și a transmis ordinea de zi. A primit și pregătit materiale pentru ședințele Comitetului pentru Situații de Urgență și le-a prezentat președintului și membrilor acestuia. A executat lucrări și operațiunile de secretariat pe timpul ședințelor, a asigurat redactarea hotărârilor adoptate, precum și a proiectelor de ordine sau dispoziții pe care le-a prezentat spre aprobare. A difuzat la autoritățile interesate documentele emise de comitet privind activitatea preventivă și de intervenție, a urmărit ducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate în urma ședințelor Comitetului pentru Situații de Urgență. În anul 2016, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Roma și-a desfășurat activitatea cu respectarea legislației vigoare și sub coordonarea directă a președintului Comitetului Local pentru Situații de Urgență, fiind efectuate următoarele activități. Au fost întocmite documentele de planificare, informare publică și control pentru anul în curs. S-au încheiat planuri de cooperare în caz de situații de urgență cu localitățile Horia și Cordon. Cu ocazia Zilei Protecției Civile, în data de 26 februarie 2016, a avut loc un exercițiu de alarmare publică în municipiul Roman cu tema activitatea personalului didactic și a elevilor din județul Neamț pe timpul și imediat după producerea unui cutremur, unde au participat un număr de aproximativ 4.500 de elevi. În perioada 1 ianuarie 30 martie au fost asigurate măsuri pentru prevenirea deceselor prin hipotermie pentru persoanele fără adăpost zilnic, în medie 14 de persoane. În luna martie a anului 2016 a avut loc o acțiune de plantare de puieți, 470 de bucăți pe strada Salcii. În luna iunie și octombrie acestui an, Serviciul Voluntar a participat la evacuarea apei din cartierul Lipoveni și cartierul Băcescu la un număr de 20 de gospodării ce au fost afectate în urma ploilor abundente din acele perioade. În perioada iunie-iulie 2015, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a înființat puncte 2016, pardon, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a înființat puncte de prim ajutor în caz de caniculă, fiind asigurat asistență pentru un număr de 312 persoane. În vara acestui an s-au verificat gospodării și societățile agricole și s-au încheiat un număr de 23 de procese verbale pentru evaluarea faunelor produse în urma secetei pedologice asupra producției agricole. În 28 septembrie 2016 a avut loc în municipiul Roma un exercițiu de alarmare publică cu tema activitatea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Comitetul Operativ cu Activitate Temporară a Funcțiilor de Cooperare pentru Limitarea și Înlăturarea Urmărilor unui cutremur. Au fost asigurate măsuri de prevenire și stingere a incendiilor și au fost încheiate proiecte tehnice cu ocazia desfășurării Festivalului Culinar Românesc, Sătucului Moș Crăciun și a organizării focului de artificii din seara de Revelion.
În anul 2016, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a intervenit în 107 cazuri, din care 5 incendii, 20 de inundații la gospodăriile populației, 36 degajări arbori, o salvare animale, 5 intervenții pentru degajarea căilor de transport, 2 degajări stâlpi prăbușiți, o supraveghere demolare clădire pe strada Petru Rareș, iar în perioada 16-19 martie 2016 au fost 9 rapoarte operative în urma inundațiilor din luna aia, din lunile martie, pardon, și 25 de acțiuni de evacuare a apei din casele oamenilor. 3 intervenții pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor pe timpul desfășurării spectacolelor, târgurilor și expozițiilor sau manifestărilor sportive, unde s-au încheiat și proiecte tehnice pentru manifestări în aer liber. Au fost asigurate un număr de 6 servicii de permanență pentru asigurarea ultima intervenției în caz de fenomene meteo periculoase. Totodată a fost verificată și aparatura de specialitate pentru alarmarea populației prin înștiințate persoane cuprinse în baza de date ale centralei de înștiințare. În anul 2016, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a efectuat un număr de 450 de controle la gospodăriile populației și au fost soluționate 17 sesizări cu privire la prevenirea situațiilor de urgență. Mulțumesc! Da, și eu, dacă asupra raportului de activitate sunt discuții, dacă nu, supun aprobării, cine este pentru? Împotriva, abțineri, mulțumesc! La punctul 5, discuții. Dacă sunt. Dacă nu, declară închise lucrările și Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Vă mulțumesc mult pentru prezență.